Bună seara, doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc încă o dată că ne primiți în casele dumneavoastră. În această seară vom discuta despre comunitățile rome și impactul politic pe care campania electorală și post-campania electorală l-a avut asupra comunității rome. Alături de noi pe platoul de filmare este domnul Gianni Ardelean, asistent social în cadrul primăriei Satul Lung. Gianni, bine ai venit! Bună seara! Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitația! Cu mare drag și eu îți mulțumesc că ai acceptat. Știu că a fost o perioadă tumultoasă și pentru tine și pentru mine și pentru toată lumea și nu am reușit să ne întâlnim, dar aș vrea să încep prin a te felicita. Am înțeles că ai finalizat un nou ciclu de studii de licență. Da, așa este. Am finalizat asistența socială. Vreau să te felicit pe această cale și mult succes și în parcursul doctoral. Mulțumesc. Am înțeles că acum vei fi și student doctorant și sunt anul 2 la doctorat. Noi, da. Pentru comunitatea romă, nevoia și resursa umană bine calificată și cu studii doctorale o cerință imensă și cu siguranță va cântări mult în activitatea ta socioprofesională. Gianni, din om care lucrează în mediul public, ai lucrat și în mediul ONG și pe proiecte, cum ți s-a părut anul 2024 din punct de vedere politic? A fost și este încă un an tumultuos, dacă aș putea să-l numesc așa, un an electoral destul de atipic. Avem, deja am avut două tipuri de alegeri europarlamentare și alegerile locale. Urmează alegerile prezidențiale și cele parlamentare. Va fi un an plin. Da, este un an plin. Suntem într-o continuă campanie electorală, din păcate, zic eu. Dar în același timp putem să zicem că și din fericire, pentru că doar în an electoral comunitățile noastre sunt vizibile și actorii politici coboară cu pantofii la nivelul ierbii acolo în comunitate. Și noroiul lui există probleme comunitatea reale. Romă. Da. În rest, cam deciziile și proiectele se iau din birouri în următorii ani. Asta, da, ne învârtim așa într-un ciclu ciclic, ca să-l numesc așa, cât se poate de evaziv din punct de vedere moral și etic. Ca să spun asta, majoritatea decidenților politici, indiferent de orientarea politică, de culoarea partidului, că sincer nu are nicio relevanță, toți decidenții politici care ies la masă cam ne caută cu precădere de la începutul anului. Sigur că da. Electoral. Ar fi de folos dacă ne-ar căuta să discutăm idei, să discutăm proiecte, să discutăm programe, politici publice, să discutăm anumite subiecte care să vină în favoarea comunităților, în dezvoltarea lor, dar din păcate noi, oamenii care cât de cât am făcut un pic de școală și ne și pricepem, să zic așa, la dezvoltare, la facilitare, la asistență socială sau la incluziune socială, suntem lăsați pe tușă. Pe tușă, așa, da. Așa și sunt vizitați acei oameni care urmăresc alte tipuri de beneficii, din păcate. Da, se activează pseudoliderii comunității rome și sunt și nerome. Acum deja această pânză de pe a început să se dezvolte și pe nu doar pe comunitățile defavorizate sau marginalizate din punct de vedere etnic și rasial, cât și pe persoane cu medii cu oportunități reduse, dar nu clasificat etnic. Păi, știi cum e? Cea mai ușor de manevrat masă, politic mă refer, este masa mai puțin educată. Sau puțin școlarizată, educată. Ca să nu jignesc pe cineva. Da, știți? Da. Din păcate e influența negativă, părerea mea. Anul ăsta am stat pe margine referitor la... Am privit toată campania, cel puțin pe Baia Mare și pe județ pentru președinția Consiliului Județean și am văzut și am... Știi, dacă promegat. E să o gândești din punct de vedere al omului politic, al candidatului, e de apreciat. Omul își face treaba, vrea să câștige electorat și bine face. O face într-un stil profesionist, să zic așa. Dar dacă e să o vezi per ansamblu, per dezvoltare, per comunitate, nu este de impact și nu este benefic pentru comunitate. Nu este și ceea ce e dureros, e că ne întâlnim tot la 4 ani, în principiu, în 89% din cazuri cu aceiași oameni politici, care de fiecare dată, la acel interval de 4 ani, nu au niciodată o strategie referitor la comunitatea romă. Niciodată. Privim comunitatea romă doar prin filtrul dansuri, muzică, mici și bere. Mici și bere și
romițele din comunitatea romă îmbrăcate tradițional. Deci privim comunitatea romă toată în ansamblu ei prin acest filtru. Nu știu dacă rezonez cu mine pe ideea aceasta sau cum o vezi. Da, tu, probabil că problema nu este general valabilă în toate comunitățile de romi din țară sau din județul Maramureș. N-aș vrea să fiu lipsit de modestie, dar la Satul Lung probabil că s-a făcut o mișcare pozitivă asupra ceea ce înseamnă campanie electorală și, practic, personalul din comunitate, oamenii pe care îi avem acolo sunt implicați direct și în luarea deciziilor și în procesul electoral și chiar avem doi candidați la funcția de consilier local, care vor fi și validați pentru următorul mandat de consiliu local. Asta nu pe partide etnice sau minoritare, ci pe un partid politic care este la guvernare. Deține majoritatea desigur, în localitate. Da, este foarte important să avem reprezentanți în consiliul local, pentru că acolo este pâinea și cuțitul. Deci eu, ca și angajat al primăriei, nu am acces la decizii. Consiliul local este forumul decizional la nivel local și acolo se cam decid proiectele de dezvoltare și tot ceea ce se face în comunitate. Dar să știi că în mediul rural și în comunitățile mai mici, de obicei, atât candidații la primărie sau primari în funcție sau consiliile locale dau o tentă mai pozitivă și mult mai amplă a implicării comunității, pentru că vrând nevrând depinde în mult mai mare măsură de comunitatea romă sau maghiară raportat la un oraș. Este foarte important cu cine negociază acolo omul politic sau primarul în funcție. La Satul Lung pot să spun cu voce tare că am negociat tot ce înseamnă la nivel politic și decizional împreună cu primarul care este în funcție și reales. Și niciodată n-am venit să cer favoruri personale sau să cer că becuri pe stâlp sau o mașină de balastru. Tot timpul am văzut problematica romă ca o problematică în ansamblu ei, o problematică per comunitate și tot timpul am gândit și vreau să dezvoltez proiecte pe termen scurt și lung. Pentru că aceasta va avea impact. Perspectiva. Exact. O perspectivă, da. Îți spun asta că sunt multe comunități rurale în apropiere de Baia Mare care au consilieri. Acum am auzit că și la Coltău au reușit pe Partida Romilor și pe un alt partid să scoată consilieri. E de apreciat și chiar mă bucur pentru ei. Da, e de felicitat colegii de la Coltău. Pentru că și-au făcut treaba bine, atât corect. Colegii Partidei Romilor, de solidaritate și comunitatea. Unitate. Da, că au votat. Acolo chiar discutam după alegeri că dacă tratau probabil sub altă formă, puteau scoate chiar un post de viceprimar. Da, și am vorbit cu colegii de la Coltău și bineînțeles că și acolo este vorba despre cooperare foarte bună între primar și reprezentanții comunității de romi. Este foarte important ca primarul să stea să te asculte și să ia decizii împreună cu tine, care ești de acolo și cunoști mai bine problema decât ar cunoaște o dânsă din birou. Clar. Cum crezi că am putea, așa după părerea ta, extrapola puțin un model de funcționare din mediul rural în mediul urban, de exemplu pentru Baia Mare. Nu avem pentru Baia Mare consilier în Consiliul Local Rom, nici pe Partida Romor, nici pe alt partid. Nu reușim să ocupăm un loc pe o listă, un loc eligibil. Eu cred că lucrul acesta este de dorit să nu avem, pentru că liderul politic, primarul în funcție sau partidul politic care este la guvernare divizează comunitatea de romi. Acesta este scopul lui. Niciodată nu o să stea să discute cu un lider care reprezintă întreaga comunitate, ci o să discute pe bucățele, Horia, Pirită, Craica, Ferneziu, și atunci îi va destructura pârghiile de a le atrage și de a le lua votul sunt destul de evidente și nu tocmai ortodoxe. Ortodoxe, da. Și atunci, bineînțeles că nu este în favoarea comunității mai degrabă decât a partidului care câștigă votul respectiv. Da, anul ăsta, cel puțin la Baia Mare, a fost o varietate de candidați și chiar acum și structura Consiliului Local am văzut un anumit draft. Nu știu dacă s-au făcut sau nu încă înțelegerile politice. Sunt destul de multe partide și cu număr relativ destul de mic de consilieri fiecare. Acum, cum se vor face alianțele? Eu am lucrat în primăria din Baia Mare, precum știi. Am avut o colaborare și cu foștii primarii, domnul Cristian Anghel și cu domnul Cătălin Cherecheș. Pe domnul Dâncuș îl știu foarte bine, am fost colegi la master. Eu am o încredere în dânsul și consider că
o să aibă o viziune de ansamblu a comunității și că acele proiecte și acele promisiuni care tot vin de la, din 90 încoace, de la domnul Cristian Angel, Mircea Dolha, Cătălin Cherecheș, într-un final se vor concretiza. Se vor concretiza într-o oarecare măsură, că acum prin presă și prin Radio Șanț este și domnul viceprimar cu atribuții de primar pe care l-aveam în momentul de față în Baia Mare, este acuzat că are o relație bună cu comunitatea romă, dar... Este acuzat de către cine? De către populația majoritară. Ah. Păi este în beneficiu întregii comunități, a întregului oraș, ca edilul, primarul orașului să aibă o comunicare și o înțelegere cu toate entitățile etnice, da, care reprezintă orașul. Da, e o relație de asta, să-ți asumi o relație cu comunitatea romă într-un oraș, într-o țară în care trebuie să recunoști încă rasismul și discriminarea și mai ales rasismul care vine la nivel instituțional. Da. E cea mai mare problemă a romilor, e așa, de la sublim la ridicol, e doar un pas. Poți fi foarte ușor atacat. Da, eu sunt convins că domnul viceprimar cu atribuție de primar, domnul Doru Dâncuș, are un plan foarte bine pus la punct, iar strategia lui politică este una bună și cu un impact pe termen lung asupra comunității de rom. Să sperăm că vom avea o schimbare și vom vedea o schimbare, pentru că, din păcate, chiar zilele trecute am fost la o întâlnire dedicată comunității rome organizată la prefectură cu decidenți politici, reprezentanți din instituții, reprezentanți din Ministerul Afacerilor Interne, Dezvoltării, ANR, Agenția Națională pentru Romi, care de fapt e un subminister. Da, este președintele Agenției Naționale pentru Romi, este cu rang de ministru. Cu rang de ministru, da, e un, ca un minister anexat domnului prim-ministru. Da, pe domnul președinte Iulian Paraschiv, eu chiar îl știu foarte bine, am participat împreună cu dânsul la niște cursuri de calificare de-a lungul timpului la Sinaia, pe proiecte și pe acea calificare de expert pe problemele romilor. Mi-a fost și formator în anumite module de curs și, nu știu, este un domn cu o viziune amplă, are o altă perspectivă, însă trebuie lăsat să-și facă treaba. Corect, da, că asta vreau să... Alături de domnul deputat Cătălin Manea, domnul președinte Nicolae Păun, sunt niște oameni cu experiență vastă, cu o viziune amplă asupra problematicii, nu sunt străini de ceea ce se întâmplă în comunitățile de romi. Problema majoră în tot procesul acesta și în toată organizația aceasta numită Partida Romilor, eu chiar cu frica de a jigni sau de a leza pe cineva, sunt liderii din comunitate. Din și aici nu mă refer la Marea Mureș sau la o anumită comunitate. Da, în general, cam cunosc pe toți liderii din țară și am avut într-o oarecare măsură tangențe cu ei. Da. Da, într-adevăr, sunt și lideri foarte bine implicați, sunt județele în care chiar se face treabă, sunt proiecte foarte mari în derulare și impactul și rezultatele acestora sunt vizibile. Sunt județe unde avem primar, avem consilieri județeni, deci avem o implicare la nivel local. Nu, în urmă cu foarte mult timp am fost contactat de către Universitatea Babeș-Bolyai, aveam un implementar, un studiu despre implicarea în viața politică a membrilor comunității rome. Da. Și, din păcate, în județul Marea Mureș, în urma aplicării acelui studiu de natură sociologică, nu am ieșit foarte bine cu rezultatele, pentru că avem foarte puțini romi implicați pe listele diferitelor partide, nu contează, dar pe locuri eligibile. Da. Pentru că în foarte multe comunități sunt trecuți pe liste, dar nu pe locurile eligibile și nu mai ajungi să intri în consiliu. Da, nu obții acel loc în care poți deține. Și mai ales în orașele mari. În orașele mari, cum e Baia Mare, cum e Sighetul Marmației, Borșa sau Vișeu sau orice oraș. În Baia Mare, dacă e să vorbim strict de Baia Mare, acel prag de 5% care trebuie întrunit pentru a face un consiliu local este destul de greu de atins. Da, pentru că comunitatea romă e foarte divizată. E divizată și orașul este mare, populația este mare. Da, și trebuie un număr de voturi foarte mare, dar cred că teoretic, conform statisticilor, dacă romii ar vota... Dacă am fi uniți și am dat dovadă de solidaritate, am putea scoate cel puțin un consilier. Cel în Marea Mureș avem comunități de romi în care putem scoate primar sau viceprimar. Sau viceprimar, așa, da. Fără nicio... Am putea lua modelul, nu știu, în județul Brașov sau unde în zona este avem primar, de viceprimar. Da, unde sunt comunitățile, cât se poate de mari. Și în Harghita am înțeles că s-a făcut într-o comunitate de maghiari în care un fost primar care era la cârma primăriei de foarte mulți ani, s-a schimbat cu un primar de din Roma.
Da, dacă în acea localitate locuind doar maghiari și romi. Dacă în Secuim am reușit să facem asta... Se poate și în altă parte. Da, dar dacă stai să analizezi comunitățile, putem lua exemplu și comunității Coltău, romii conviețuiesc mult mai bine cu etnicii maghiari. Da, pentru că și etnicii maghiari se simt minoritari în, în România. Avem și valențe comune. Da, și oarecum percep țara și așezământul și cultura și instituțiile cu care interacționează zi de zi, în același simțământ cu o percep pe comunitatea romă. Da, tot din statul de minoritar. Da, diferența este că maghiarii sunt un pic mai uniți și mai diplomați decât noi romii. Da, și un pic mai educați. Un pic așa educați, ca să fim... nu știu dacă sunt mai educați, poate mai școlarizați. Da, mai școlarizați. Da. Da. În orice caz, în cadrul tipurilor de formare educațională, formală, stau mult mai bine decât... Da, clar. Mult mai bine decât noi putem lua exemplu și după cum au reprezentarea politică și structurală în instituții. Și la nivel de parlamente, iau grup parlamentar și bineînțeles că ministere. La masa negocierilor poți să ceri ministere și tocmai de aici noi avem o agenție națională pentru rom care este asimilată unui minister, pe când ei poate să dețină portofolii de miniștri. Da, chiar, au și în guvernarea actuală, din câte știu. Acum nu mai știu câte au rămas, câte nu, dar cu siguranță după noile alegeri... De la 90 încoace cam au intrat în toate guvernările posibile. Anul ăsta au reintrat din nou în Consiliul Județean. Deci un model de parcurs politic pentru o minoritate pe care este noi ar trebui să luăm ca model. Și consider că noi ar trebui să luăm ca și ca model. Da. Gianni, din perspectiva ta, ce consider că ar trebui să facă, nu știu, generația tânără care vine din spate, generația educată din punct de vedere formal a comunității rome, pentru a se putea întoarce spre comunitate și a aduce plus valoare? Că, din păcate, avem foarte mulți tineri care sunt foarte bine pregătiți, foarte bine școlarizați, educați, dar ori pleacă în străinătate și lucrează pentru rome acolo sau în diferite domenii, ori ajung să fie acaparați de diverse instituții, partide politice și nu mai lucrează efectiv pentru rome. Da. Pentru că tema noastră din ziua de astăzi este axată pe politică, întrebarea ta poate să genereze vaste răspunsuri. O să mă axez pe un răspuns strict politic. Consider că, probabil că ești în asentimentul meu, Organizația Partida Romilor Pro Europa este singura organizație la nivel național care este reprezentată la nivelul Parlamentului României, în Guvernul României, în Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și, aș spune eu, în toate structurile ale instituțiilor, ale prefecturilor din județe, prin acel birou județean pentru rom. Da. Și vrem, nu vrem să acceptăm singura cale prin care putem să ne evidențiem și să apărem în față sau să schimbăm ceva din punct de vedere politic este prin Partida Romilor Pro Europa. Trebuie să, nu știu, să lăsăm toate orgoliile deoparte și toți cei care au făcut studii și cunosc cât de cât cu ce se mănâncă termenul de incluziune socială, de dezvoltare comunitară sau de facilitare comunitară, să stea și să discute cu actualii lideri ai Partidei Romilor și să găsim oarecum o cale de mijloc în care să conviețuim și să găsim soluții care să vină în beneficiul comunităților pe care le reprezentăm. Ne lovim, vrem, nu vrem, de politic. Noi, cei din mediul civil, din care lucrăm și ne dedicăm activitatea în cadrul organizațiilor guvernamentale, tot de politic ne lovim. Că dacă e să scriem un proiect și să-l depunem, tot politicul e cel care decide. Decide dacă prime sau nu finanțarea. Da. Asta mi-a luat și mie foarte mulți ani să înțeleg că susțin și acum cu tărie, deși mai mi-a scăzut din tărie asta, că non-politic, dar am avea nevoie de oameni în fiecare structură, pentru că ai dreptate cu ceea ce ai spus, foarte multe decizii se iau la nivel politic, e și normal, pentru că forumul decizional pentru aplicare de proiect, pentru, nu știu, orice idee, trebuie să ajungă undeva, într-un consiliu local. Dacă tot ne aude cineva, poate ne aude și domnul președinte Nicolae Păun, poate domnul deputat Cătălin Manea sau domnul președinte al Agenției Naționale pentru Romi, Iulian Paraschiv. E o sugestie, bineînțeles, și poate că cineva va ține cont când cineva va de ea. Ne va auzi. Corect. Cred că Partida Romilor ar trebui să fie structurată în două entități. Partea politică,
liderii din comunitate care știu să facă politică, nu contest. Îi avem și pe liderii noștri din Maramureș, incontestabili, niște lideri desăvârșiți care știu să facă politică, și organizare așa politică. Și organizare, și probabil că ar mai trebui încă o parte tehnică în care să se implementeze proiecte, să se gândească politici publice de integrare socială, să fie acea echipă din background care să susțină, să pregătească proiectele, ideile, să susțină tot partea tehnică a organizației. Da, că probabil, nu știu cum e în partidele mari, dar mă gândesc că din moment ce ești la guvernare anumite partide de după 90 încoace, înseamnă că sunt foarte bine organizate. Păi, din câte știu eu, fiecare partid politic este structurat pe departamente și fiecare departament are specialiști pe domeniul respectiv, resursă, pentru că nu poate un președinte de partid să fie tot cunoscător, omniprezent și omniscient. Deci are nevoie de consilieri, are nevoie de oameni tehnici care să fie specialiști pe fiecare domeniu. Da, care să vină fiecare cu cunoștințele. Niciodată lor. Nu o să pot să intervin, să-mi dau cu părerea despre o problemă din mediul sanitar mai mult decât un medic sau un cadru care lucrează în sistem. În sistem, da. Da. Probabil ar fi la noi ar fi o fuziune, că multe ONG-uri care nu fac politică ar putea colabora cu partidul lor, să înceapă să aibă parteneriate efective pe care sigur, să ei au cu... o infrastructură foarte bine pusă la punct, au acele centre județene pentru români în care pot să-ți desfășură activitatea, logistică au, știm amândoi pentru că o perioadă am lucrat pe acolo și am... Așa, și consider că am putea face o echipă bună. Ceea ce ne lipsește, cred că este comunicarea și să lăsăm orgoliile la o parte. Da, acum suntem catalogați ca fiind o etnie mai vulcanică și mai siropoasă din punct de vedere emoțional, ca să zic așa. Da, probabil că în anumite ăștia. Situații vulcanismul acesta are și beneficii și avem de câștigat. Că dacă am pune tot timpul capul în pământ și am plecat și am dat dovadă doar de bun simț și de educație, am avea mult de pierdut. Am avea de pierdut, dar și așa sute bine, de dar ani să am nu stat facem, cu... să nu facem, să trecem în cealaltă extremă și să fim obraznici. Spre obraznicie, da. Sute de ani am stat cu capul în pământ. Acum cred că ar fi cazul să ieșim și noi prin intermediul educației, bineînțeles, și altor factori. Principala armă cu care putem schimba lumea este educația. Educația și din perspectiva de minoritar cred că e și singura, că... Da, e singura burghie de care ne putem folosi. Nu prea ai ce să faci decât să fii... Îți dai seama că noi suntem etichetați, judecați, tot timpul suntem, indiferent de câtă capacitate și cât de buni am fi noi în domeniul în care ne-l desfășurăm, până la urmă toți țigani suntem. Exact. Dar noi nu trebuie să cedăm, trebuie să dăm dovadă de profesionalism, de muncă, de seriozitate și să dovedim că suntem mai buni decât majoritarul cu care interacționăm, să ieșim în evidență prin rezultate. E clar, și rezultate clare, concise și cât se poate de bine ancorate în realitate. Da, toate acestea necesită multă muncă și seriozitate. Gianni, ne apropiem de final. Dacă dorești să transmiți un mesaj sau un gând, așa pe final de emisiune, pentru cei care ne ascultă, pentru cei de acasă, sigur că da, dacă merg pe aceeași linie politică, păstrăm tema emisiunii, aș face un apel de unitate, de solidaritate, să votăm rațional. Noi, comunitatea romă, suntem o comunitate mai afectuoasă și de multe ori luăm decizii cu inima, nu cu creierul. Sub stimul emoțional. Sub stimul emoțional sau al fricii sau al manipulării. Însă, când este vorba despre a vota, trebuie să gândim rațional, să nu ne lăsăm manipulați, să nu ne lăsăm influențați. Fiecare din noi are capacitatea de a alege în mod obiectiv și cu siguranță putem împreună să schimbăm. Să aducem o schimbare, vizibilă. Vizibilă în comunitate. Gianni, îți mulțumesc tare mult pentru dialog. Mulțumesc mult pentru invitație. Plăcere ca de fiecare dată să discutăm diferite tematici. Sper să ne mai revedem într-un context cât se poate de pozitiv și cu alte rezultate benefice pentru noi și pentru comunitatea romă. Dragilor, emisiunea noastră a ajuns la final. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. O seară binecuvântată!